Neighbors from Hell. Un proverb klingonian spune că răzbunare este cel mai bine servită rece și aproape decembrie, așa că să vină răzbunarea. Acum un deceniu cineva de la Joud a avut o idee bună. Da, rar, fiindcă e vorba de Joud, la urma urmei. Compania care nu înțelegea că asigurarea calității nu era ceva opțional, că jocurile chiar trebuiau să meargă. Ce drept nu era tocmai cazul, acum un deceniu, jocurile lor chiar funcționau atunci când încercai să le joci, nu-ți sugrumau PC-ul și te puneau să aștepți al treilea petic. Pe atunci, compania a lansat Neighbors from Hell, al cărui titlu nu se scrie tocmai corect. Este un U în plus pe acolo. Nu că ar fi important, fiindcă nu vorbim de Frank K. Herbert's Dune, ci de un joc gândit parcă pentru o anumită categorie de oameni. Oameni care au vecini, oameni care au un anumit tip de vecini. Un anumit tip de vecini care, după ora 10 noaptea, 11, 12, 3, 1, 4 dimineața, decid să uimească întregul bloc cu sistemul lor audio, să tropăiască într-o veselie și să chiuie de parcă ar fi o nuntă, compusă exclusiv din babe care urlă. E făcut pentru acei oameni care stau cu perna peste urechi, încercând să adoarmă, fiindcă ziua următoare au examene, pentru că dimineața următoare trebuie să ajungă de vreme la muncă, pentru că în acel moment chiar încearcă să lucreze și au avut ideea proastă să nu facă un împrumut la bancă pentru a-și izola fonic întreaga casă. Pentru acei oameni a fost făcut acest fruct al satisfacției. Neighbors from Hell. Jocul în care joci cu un diavol, altfel nu pot să-i spun lui Woody, și turmentează etern un astfel de vecin. Practic, nu prea vezi motivele pentru care acest vecin este considerat a fi din iad, a fi unul teribil, a fi o scursură de om, pentru care cu siguranță ți-ai făcut măcar vreo 3 planuri de a-l face să dispară fără nicio urmă, dar dacă ai avut vreodată un astfel de vecin sau ai chiar în acest moment multipli astfel de vecini, este foarte ușor să suprapui imaginea lor peste vecinul lui Woody, peste domnul Rottweiler, în așa fel încât suferința sa constantă să-ți fie o sursă de nu satisfacție, ceva mai mult, ca și cum te-ai fi târât prin sticlă spartă în deșertul arzător și ai fi dat în sfârșit de apă. Rănile vor fi acolo, trauma, dar nimic nu mai contează, fiindcă măcar ai băut apă. Știi că vecinii tăi vor fi în continuare acolo în ciuda viselor, speranțelor și planurilor tale, care câteodată poate sunt cam puțin, cam obsesiv de detaliate. Dar destul despre mine. Neighbors from Hell este, în esență, ceea ce aș putea numi Hitman, dar mai sadic. În Hitman, omora individul atâta. Aici îl faci să sufere în mod constant pe parcursul unui număr destul de mare de provocări. Te afli în controlul unui individ numit Woody, care într-o zi, supărat, foc pe vecinul său, decide să se răzbune. Iar prin coincidență, asta ia forma unei emisiuni de televiziune, una împărțită pe mai multe episoade, fiecare episod având o altă tematică. Spre exemplu, într-un episod, vecinul cel teribil încearcă să facă sport. Misiunea ta? Aproape să-l omori. Adică asta îmi imaginez că ar păți cineva care calcă într-o băltoacă în care se află un fir electric băgat în priză. E un joc de sabotaj, dacă îi pot spune așa, deși mai corect ar fi că este un joc de puzzle, doar că este unul bun. Nu e o tâmpenie idee pe care o vezi pe Facebook, e chiar un joc de puzzle bun și analogia cu Hitman nu am făcut-o degeaba. Totul e predefinit în acest joc, nu e nimic aleator, nu e nimic pus la întâmplare acolo. Totul este gândit, plănuit, de așa natură încât să fii
tu nevoit să-i urmărești cu atenție rutina zilnică a vecinului. Unde se duce, când se duce, de ce se duce, ce face acolo, pe ce pune mâna, ce folosește, e papagalul pe acolo, e câinele pe acolo, ce mai e acolo, ce poți folosi pentru a-i face viața acestui om infect un iad din care își va dori scăpare. Rezultatele sunt mereu predefinite și aici este cam cea mai slabă parte a jocului. Nu poți improviza propriile tale pedepse, trebuie doar să le găsești pe cele care erau menite să fie acolo și să le pui în practică. Însă, doar să poți să faci asta necesită plănuire, pentru că acel individ nu va sta degeaba, bine, nici nu te va căuta decât dacă alarmezi câinele sau papagalul, în cazul în care nu te furișezi, dar rutina sa zilnică tinde să nu fie tocmai propice planurilor tale, fiindcă trebuie să pui anumite obiecte în anumite camere pentru a face anumite lucruri, spre exemplu să-i blochezi toaleta. Dar ce rost are să-i blochezi toaleta dacă el nu se duce acolo? Jocul te răsplătește amplu prin acel rating de rating dacă vei reuși în lănțuirea mai multor farse sau pedepse extrem de crunte câteodată. Așa că dacă îi blochezi toaleta atunci când el fuge cu disperare către baie fiindcă ai pus spumă de rasă în loc de frișcă pe plăcintă, iar pe podea ai mai lăsat un săpun pe care alunecă, pică și probabil își va răni sever spatele, probabil capul, în realitate în esență l-ai omorâ, atunci îl vei vedea cum se înfurie atât de tare încât maică face hernie și primești puncte bonus de rating. Iar acea umbră care te îndeamnă să faci planuri pentru a scăpa de vecinii tăi, zâmbește și pentru o vreme se calmează. Neighbors from Hell nu este un joc lung și după ce termini fiecare provocare nu prea ai motiv ca să le reiei pe toate, decât dacă vrei cumva să obții scorul perfect, 100%. Asta se întâmplă atunci când reușești ca să combini toate acele farse într-un timp suficient de scurt, folosindu-te de rutina zilnică a vecinului, încât să capeți un bonus de furie din partea lui. Pentru asta, chiar dacă este o diferență de vreo 3-4%, e nevoie de multă muncă și multă grijă și multă atenție. Cam la fel de multă ca atunci când încerci să obții scorul de Silent Assassin în Hitman. Tot mai așteptam să fie deblocat un nivel secret la final la care în loc de Woody joci cu 47, fiindcă este în esență cam același joc, ai și o penalitate în cazul în care ești prins, vecinul te ia la bătaie sever, te stupește în bătaie, te calcă în picioare, te sugrumă până când s-ar fulgi din tine, așa că orice ai face să nu fii prins, să nu tropăi dacă ești cumva prin spatele lui, fiindcă vei fi caftit. Jocul ăsta creează niște momente tensionate superbe. Nu văd astfel de momente de la multe jocuri bazate pe stealth lansate în ultimii ani. Văd în schimb la o chestie 2D, cu un stil grafic superb care amintește foarte mult de vechile desene animate cu Wallace and Gromit sau ca cele mai noi făcute de Aardman Animations precum Pirates and Adventure in Science, dar cu mai puține cadre de animație. Neighbors from Hell a avut și o continuare pe care o găsiți la pachet cu originalul pe GOG, ce schimba cât de cât mecanica, pe ăla nu l-am jucat foarte mult. Din câte am înțeles, punea un accent mult mai mare pe înlănțuirea farselor până la punctul la care le transforma în ceva cu totul diferit. Spre exemplu, dacă îl puneai să alunece pe un săpun și tăiai o balustradă, zbura de pe ecran. Și aia n-a fost singura continuare, fiindcă, din câte îmi spune orice Google Search, care dă automat autocomplete, există și un Neighbors from Hell 3, ce nu arată la fel de bine și nu cred că a fost făcut de Joe Wood. Foarte probabil să fie un fel de chinezărie cum este Diablo 5 în China. Dacă vreți cumva să vă ventilați frustrarea acumulată după ani de zile din cauza vecinilor voștri fără să ajungeți la închisoare sau să plătiți amenzi, Neighbors from Hell Compilation este 10 euro pe GOG. Posibil chiar mai ieftin din moment ce sărbătorile sunt aproape. Dați-i o șansă, vă veți simți mai bine după. Desigur, efectul este doar momentan, fiindcă vecinii voștri adevărați vor fi acolo în continuare.